Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună papanaș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de brânză dulce de vaci, 300 de grame de făină, 2 ouă, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, o linguriță de esență de portocală, 30 de grame de zahăr vanilat, coaja de la o lămâie și puțină sare. Iar pentru decor vom avea nevoie de 200 de grame de smântână și de 150 de grame de dulceață. Pentru început, voi pune brânza de vaci într-un bol mai mare. Eu am aici brânză de vaci grasă, foarte bine scursă de zer. Este foarte important să fie foarte bine scursă, altfel vom pune foarte multă făină și papanașii vor ieși mai duri. Peste brânză punem cele două ouă, puțină sare pentru gust, esența de portocale, pe care o puteți omite sau o puteți înlocui cu altă esență după preferință, zahărul vanilat, puteți adăuga mai mult zahăr dacă doriți, dar vom servi papanașii cu dulceață și este suficient zahăr, coaja de lămâie, pe care o puteți omite și pe ea dacă nu doriți să o puneți, și bicarbonatul de sodiu. Amestecăm foarte bine totul. Dacă trăiți în afara României și nu găsiți brânză de vaci, puteți folosi și ricota, doar că trebuie foarte bine lăsată la scurs. După ce am amestecat foarte bine toate ingredientele, putem adăuga făina, puțin câte puțin, și continuăm să amestecăm. Renunțăm la lingură și amestecăm cu mâna. Adăugăm și restul de făină. Nu puneți mai mult de 300 de grame de făină. Aluatul va fi oricum ușor lipicios, dar când vom modela papanașii, vom lucra cu puțină făină și vor ieși extraordinari. După ce am încorporat toată făina, cam așa va trebui să arate aluatul. El este oricum ușor lipicios, dar după cum v-am spus, asta nu este nicio problemă. Vom lăsa aluatul să se odihnească aproximativ 10 minute, iar apoi vom reveni să modelăm papanașii. După ce s-a odihnit aluatul, voi lua din el o bucată, mă ajut de puțină făină, o voi cântări, pentru că vreau ca fiecare papanaș să aibă 120 de grame și fiecare biluță vreau să aibă 40 de grame. În felul acesta veți obține 6 papanași și 6 biluțe. Bineînțeles că îi puteți face și mai mici și mai mari după cum preferați. Modelăm în primul rând biluța și o punem deoparte. Apoi vom modela și papanașul. Pentru început într-o bilă. Apoi facem o gaură în mijloc cu degetul. Ne ajutăm de puțină făină. Și apoi lărgim gaura. Din ce în ce mai mult, aplatizăm și lărgim pentru a face un papanaș frumos și uniform. Pentru a prăji papanașii, am aici o cratiță cu ulei încins. În ea voi pune un papanaș și biluța lui. Și voi prăji papanașii la foc mediu pentru 2-3 minute pe fiecare parte sau până când se vor rumeni frumos. După aproximativ 5 minute, papanașul este gata, așa că îl pun pe hârtie absorbantă, la fel și biluța lui. Și continui cu următorul papanaș și biluța și îl prăjez la fel la foc mediu pentru aproximativ 5-6 minute. Cel de-al doilea papanaș este și el gata, așa că îl scot. Scot și biluța. Și continui să prăjesc papanașii până îi voi termina pe toți. După ce am prăjit papanașii, urmează să-i decorăm, așa că voi îndepărta pentru moment biluța. Și peste papanaș voi pune smântână pentru început. Peste smântână voi pune din dulceață, din loc în loc, puteți pune mai multă sau mai puțină, după cum vă place. Voi pune înapoi biluța
Pun și peste ea foarte puțină dulceață și puțină smântână. Și cam așa va arăta papanașul. Bineînțeles că puteți folosi orice fel de dulceață doriți. Merge foarte bine și cea de vișine, de cireșe sau de fructe de pădure. Haideți să rupem și un papanaș, să vedeți cum arată și în interior. Uitați că sunt de pufoși și cât de bine poate să arate. Miroase și foarte, foarte bine. Sunt foarte bine gătiți în interior. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă, să vă placă și să vă bucurați de ea alături de cei dragi. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!